Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze cu viață veșnică. Mi-am dat seama, dragii mei, că și Satan are o bucurie. Să facă rău, să ascultă muzică care dezonorează pe Dumnezeu și tot ce face să râdă, să-și bată joc de toți oamenii care tânjesc după comuniune cu Dumnezeu. De toți oamenii care caută să laude pe Domnul. De toți oamenii care caută să zică: Doamne, mărit să fie numele Tău, glorie Ție. Ce e mai minunat decât gloria lui Dumnezeu? Decât bucuria lui Hristos în tine, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și mi-am dat seama că spunându-mi cineva venit din lume, o soră venită din lume, că înainte avea bucurie de a asculta muzica lumească care nu laudă pe Dumnezeu. Și mi-am dat seama că atunci când nu l-ai pe Iisus Hristos în inima ta, te poți bucura fără să-ți dai seama de lucruri care dezonorează pe Dumnezeu. Dar să ne ajute Domnul și să ne dea înțelepciune ca orice ne întinează, orice nu ne ajută spiritual, să dăm la o parte. Pentru că Dumnezeu spune: nimic întinat nu va intra acolo. Nimic care nu glorifică pe Dumnezeu. Dacă ne place ceva, să nu-i mai placă. Dacă ne-a plăcut ceva, prin harul lui Dumnezeu, să nu-i mai placă. Doamne, ferește-ne de orice ne-ar plăcea, dar te dezonorează pe tine. Doamne, dă-ne înțelepciune și pricepere ca să știm ce este plăcut înaintea ta. Poate nu știi, poate nu ți-ai dat seama, dar orice nu-i aduce glorie lui Dumnezeu, orice nu-i aduce slavă lui Dumnezeu, îi va aduce dezonoar. Ai vrea tu să dezonorezi pe marele Dumnezeu? Ai vrea tu să-L superi pe marele Dumnezeu? Tu care nu ești decât un lut. Aud muzica din lume. Am plecat undeva pe câmp, departe. Și tot se mai aude ceva. A luat microfonul ca să nu mai aud. Îmi pur și simplu îmi provoacă dezgust ceea ce dezonorează pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de David, care spunea: Doamne, să nu urăsc eu ce urăști Tu. Orice inima ta spune atunci când ești încredințat în cuvântul lui Dumnezeu că nu e bine. Și spune: Doamne, lasă-mă să mă bucur, Doamne, de Tine, pentru că mai mult face cât o zi în curțile Tale, o zi alături de Domnul, decât 1000 în altă parte. Ai putea să asculți, să te bucuri tu, știind că îngerii lui Dumnezeu nu stau acolo. Făceam de gardă odată în spitalul de urgență. Și îmi spun colegele mele: ia spune-ne tu, Lucian, de ce nu mergi la discotec? Dar nu mai știam ce le spusesem lor. Și zic ele: păi ne-ai spus ceva, îngerii lui Dumnezeu nu pot să meargă cu tine acolo. Dragul meu, dacă tu știi că îngerul lui Dumnezeu nu merge cu tine. A fost supărat Dumnezeu pe poporul Israel și a zis: du-te, dar nu voi merge cu tine. Moise a spus: Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Ți-ai dorit atât de mult să fii în prezența lui Dumnezeu, încât să spui: Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi,
nu ne lăsa să plecăm de aici. Dragii mei, am luat acest microfon. Nu că îmi place să vorbesc la el așa de mult, dar mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie auzit clar. Nu cu muzica lui Satan care se aude de undeva, de acolo, răsunând la boxe. Și pe cine glorifică? Pe cel rău. O, dar știi oamenii că cel nu-i aduce glorie lui Dumnezeu, îi aduce dezonoare. Va veni vremea judecății, în care fiecare va da socoteală de orice cuvânt rostit, de orice lucru nefolositor, de orice a ascultat urechea lui, de orice a văzut ochii lui. Pentru că va veni vremea în care Isaia spune: Doamne, vreau ca să-mi leg ochii să nu văd rău. Vreau ca să-mi ascup urechile să nu aud rău. Să nu aud cuvinte setoase de sânge. Să nu aud muzică de străbălat. Să nu văd cu ochii mei lucruri care m-ar degrada, care nu m-ar ajuta spiritual. Care nu m-ar zidi, care nu m-ar înnobila. Doamne, ajută-ne la fiecare. Ca să privim ceea ce Tu dorești, Doamne, să privim. Ca să ne bucurăm de ceea ce Tu dorești să ne bucurăm. Voi sunteți o seminție aleasă. Un popor sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales să fie a Lui. Din această lume. Cât de mult își dorește Satana ca să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Nici nu-ți imaginezi tu. Spune Domnul Iisus: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Atât de mult își dorește Dumnezeu să aibă pe cineva. Caut un om, zice Dumnezeu, și voi tămădui țara. Atât de mult reprezintă un om. Doamne, dacă mă rog pentru ceva, mă rog pentru credință. Nu vreau nimic altceva. Nu vreau ca să mă scutești de durere, să mă scutești de temniță, să mă scutești de ceva care mi-ar face mie rău. Și, Doamne, chiar te rog, trece-mă pe unde vei vrea Tu. Dar dă-mi credință ca să pot rezista, Doamne. Să fii alături de Tine, Doamne. Nu-mi doresc nimic. Dacă Salomon s-a rugat pentru înțelepciune, dacă Samson a avut putere, eu mă rog astăzi: Doamne, dă-ne credință și vă rog să vă rugați împreună cu mine, toți care doriți acest lucru, de a avea credință. Doamne, iată-ne aici pe câmp, alături de Tine. Doamne, Tu știi ce ne lăsește fiecăruia. Avem nevoie de credință. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Avem nevoie de ascultare de Tine. Doamne Iisus, prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos, Tu ne-ai promis că dacă cerem ceva după voia Ta, Tu ne vei da. Dă-ne credință, Doamne, să ascultăm de Tine. Dă-ne putere, Doamne, să fim ai Tăi. Și dă-ne, Doamne, tărie de a face ce dorești Tu. Doamne, nu dorim altceva decât ascultare de Tine. Mereu am visat ca să fim oameni ai credinței. Dacă Elisei s-a rugat: Doamne, dă-mi o îndoită putere din Duhul Tău, i-a spus lui Ilie: greu lucru ceri, dar dacă vei vedea cum voi fi răpit, vei primi acesta. Doamne, dacă cerem ca și Elisei, nu greșim. Dacă cerem alipirea de Tine, dacă cerem credință pentru slava numelui Tău, ajută-ne Tu ca această credință care Tu ne-o vei da, să facem cu ea, pentru gloria numelui Tău, bine semenilor noștri, bucurie semenilor noștri și să fim ascultători de Tine. Și să vadă lumea că în noi trăiești Tu. Prin aceasta vor cunoaște toți că
sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ajută-ne să avem dragoste unii pentru alții și să trăim pentru slava și onoarea numărului Tău. Lăudați și binecuvântați să fii Tu în veci de veci. Amin. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, trăiți pentru slava și onoarea numărului Său. Amin.